Salutare, oameni buni! Bine ați venit pe canalul de YouTube Altacul la ediția de noapte, ca să spunem așa. Suntem pe canalul cu apă cale de la Cernavodă, eu bineînțeles, alături de Ionuț Spiridon de la Doar pentru Dumnezeu. Salutare! Salutare, oameni buni! S-a lăsat frigul, am venit sâmbătă, astăzi e sâmbătă, am ajuns târziu, la ora cât? Două? Două jumate. Am apucat să filmăm nada și un pic monturile, așa că o să trecem de la noapte la zi, să vedeți, și am apucat să filmăm. Am sărit partea cu introducere ca să grăbim aruncarea lansetelor în apă. S-a lăsat seara, vom sta cât de mult putem treji. Din informațiile noastre înainte să venim, merge destul de bine noaptea, sau mai bine decât ziua. Undeva pe la ora 9, așa începe, până pe la 12, 1, 2, să vedem dacă avem ceva activitate. Până acum am mișcat așa puțin, să zic, la 30 de minute am avut așa câte o prezentare. Ciortan până în kilogram și morunaș. Morunașul se bate foarte tare, e un drill foarte plăcut pe lansetele de feeder. Am fost surprins, nu mă așteptam să fie morunaș. De fiecare când a tras, am zis că e sigur ciortan. Și cam atât, nu? Da. Zici și tu ceva. Să vedem ce urmează. Să vedem ce urmează. Oameni buni, apucăm să pregătim nada și împreună cu Ionuț am decis că vom face două găletușe separate. Într-una vom încerca să pregătim o nadă special pentru caras și crap și o să vă detaliez imediat ce am ales. Iar pentru morunaș, plătică și ce ne mai oferă apa, pentru restul speciilor vom folosi o altă găletușă cu alte ingrediente. Haideți să nu mai pierdem vremea. În curând vine seara și vreau să prind cât mai multe imagini. Vă povesteam pe Instagram, ați văzut postarea, că Dragoș mi-a pregătit o nadă pentru testare. Aceasta era punga din poză, da? Cam așa arată. Încă nu știu exact ce conține. El mi-a promis că se colează foarte bine. Este deja destul de fină, după cum se vede. Bun, o să folosesc nada așa cum este. Adăugăm puțină cânepă, da? Asta este pentru crab caras. Puțin porumb, bineînțeles câțiva vierbi. Și vom adăuga și pentru culoare, pentru textură, pentru diferență de particule, câteva pelete fishmeal, tot de la Clomar, înmuiate în apă cu CSL, da? Cam astea sunt ingredientele pentru partea de crab caras. Suntem un pic pe grabă pentru că stăm puțin, vom încerca un pescuit de noapte, dar timpul este scurt și vrem să ne bucurăm cât mai mult de pescuit, nu de stat de vorbă și de alte nebunii și filmări, ca să zic așa. Nu pun apă pentru că, repet, și astea sunt umede și porumbul. Întâi voi adăuga din acestea ca să nu risc să supraumectez, nada. Hai să vedem cât de mult lichid e în ele. O să încerc să iau mai mult cu degetul, așa să nu scurg din cutie, din conservă. O să pun cam jumătate de cutie, destulă nadă aici. Nu, e multă nadă. Uite, e multă. Ok. Hai să punem și câteva boabe de porumb. Așa. Ajunge. Să le amestecăm un pic așa. Apoi o să adăugăm apă treptat. Cu mâna astea sunt condițiile, malul este foarte, foarte jos. Apa este caldă, are cam 13 grade aici la Cernavodă. Cotele sunt foarte mici. Era cota pe site-ul AJDF-ului 19 la Cernavodă și mai trebuie puțin. Da, oricum o să mai tragă, dar mai punem și peletele un pic la sfârșit. Să vedem cum este. Așa. Cred că e ok. Și dacă e, mai punem la sfârșit, să nu riscăm să o supraumectăm. O lăsăm așa un pic să tragă și vedem cum se prezintă după. Momentan, în afară de boabele de porumb care o sparg un pic, pare ok. Da, cred că o să mai punem un pic la sfârșit. Da. Așa. Bun. Hai să o facem repede și pe cealaltă. Aici vom merge pe vestitul Mavăr, Cavedano Barbo.
După cum știți, murunașul, scovarul sunt atrase și ele de mirosul ăsta de cașcaval. Avem o pungă, punem pe toată. Îmi place foarte mult lada și pentru particulele diferite. Pe smet, tot ce mai conține culori diferite, mărimi diferite. Asta este destul de important pentru prezentarea pe substrat. Asta e mavărul. O să adăugăm vestitul Feeder X, jumătate Super Scobar Black, o știți, jumătate de pungă și jumătate de original parmezan. Este mai uleioasă un pic asta decât mavărul și pot să zic chiar mai aromată, dar nu are aceleași particule, aceeași textură. De asta o să facem acest mix. Îmi trebuie o forfecuță. Așa. Aproximativ jumătate, așa luăm și noi cu mâna. Și de aici la fel. După cum v-am zis, mă grăbesc un pic. Dar nu mai te grăbim, de ce te grăbim? Ca să pescuiască Ionuț, că e nebun la cap. Nu mai poate, hai să facem lada. Da? Punem tot așa, cam jumătate. Iată diferența. Bun. Bineînțeles că vom adăuga și aici câțiva viermi la sfârșit. Poate chiar și câteva pelete, dar foarte puține. Și câteva oabe de porumb, da? Haide întâi totuși să o umectăm, să o amestecăm bine. Sunt trei tipuri de nadă. Am uitat să vă zic despre scobarul black, că l-am adăugat și pentru culoare. Să se confunde, să se apropie un pic mai mult de substrat, da? Ne negrește. După cum vedem, din galbenul acela s-a făcut un gri, așa, cred că aș putea chiar să mai pun puțin. Dar momentan o lăsăm așa, să vedem și cum răspunde pește. Cașcava? Ia, oprește-te un pic. Să o testăm la mână un pic. Mai trebuie un pic, mai trebuie. Mai pune și aici un pic, așa. E ok, sunt eu foarte murdar pe mână și... Ia, fă și tu cu mâna curată, cum ți pare? E bine. E bine, nu? Oricum e când mai trage să... Da. Colața colează și dă frământă, da. De răspândit. Bun, o să trecem la adăugat viermușii, câteva babe de porumb, o sităm și dăm drum. Întâi o sităm și apoi adăugăm și apoi dăm drum. Revenim. Pregătiți suntem cu patru lansete, două de fiecare. Ionuț... și-a făcut mămăliga vestită, nu? Am făcut-o, da. E o rețetă pe care am pus-o deja pe video. Pentru cine n-a văzut episodul cu mrenele, uite, o să vă apară acum link pe ecran și vă invit să vedeți acolo rețeta de mămăligă. Până acum ne-a adus un ciortan mai frumușel această rețetă de mămăligă. Însă a intrat ciortanul și la vierme. Deci așteptăm totuși o captură mai mare acolo. Ionuț a ales un momitor culisant, bineînțeles pentru apă curgătoare, cu un forfac scurt aproape de el și un cârlig crank, ai zis, de la Claumar. Claumar crank, da. Un fel de metod, doar de 8. Nu fără matriță. Fără... Da, de 8 și cu pătrățică, bineînțeles. În rest, iată, ne țin companie câinii vagabonzi pe aici. Așteptăm să facă lumină, să încercăm și noi la gume puțin și alău, că... Da, o să încercăm și câteva gume și șalău. Bun, o să vă ținem alături așa de noi în această seară. Sperăm să mai avem câte un drill. E destul de complicat să și filmăm, să și pescuim. Suntem doar noi doi. Apa e foarte scăzută și pentru a ajunge cu minciogul la pește și la juvelnic trebuie unul din noi să coboare, celălalt e în drill și atunci cu filmatul e mai greu. O să vedem cum reușesc să împac toate cele din această partidă încât să iasă și filmul cât de cât bine. Nu mai zicem de aglomerație că e Las Vegas aici, știe toată lumea ce e la Cernavodă. Avem pe malul de vis-a-vis un generator. Da, cineva și-a adus generatorul pentru un bec. Atât. E un singur bec care bate să vadă omul malul.
o, nicio problemă, asta este, fiecare se descurcă cum poate, dar nu prea am mai văzut generator adus cărat, consumat benzină pentru un bec. Senzor mulți, gălăgie, da? Iarăși o chestie mai la feeder cu senzor mai rar. Da, mă rog, fiecare pescuiește cum știe, nu nicio problemă. Se pare că mulți pleacă, puteți să țineți cont de chestia asta, foarte multe mașini au plecat acum pe înserat. Deci s-au eliberat malurile. Noi suntem pe malul opus. Ziua când am venit noi era plin malul cu primul acces. Noi am venit pe malul opus, am ocolit prin pădure și cam asta este locația, cam asta este zona. Urmează să facem și un grătărel, un ceaun, ne relaxăm, mai filmăm, mai vorbim, să sperăm că avem și câțiva pești și la sfârșit vom trage împreună concluziile necesare despre cum a mers partida, despre monturi, despre nadă, momeală și mai departe. Neața, oameni buni, ne-am trezit, de fapt eu m-am trezit, Ionuț a stat de noapte și pot să vă zic că a mers foarte bine, mult mai bine decât ziua, frecvența cel puțin între 3 și 5 jumătate noaptea a fost mult mai mare, numai pești de talie frumoasă, morunaș, plătic și ciortan. Ce să vă mai zic, eu am dormit într-adevăr, când s-a culcat el pe la 5 jumătate m-am trezit eu și am luat locul, am intrat la butoane. De când m-am trezit eu, doar doi pești, o ciortănică mică și o plătică mai mare, mai frumoasă. Îmi place că totuși te distrezi, talia peștilor este peste palmă, ca să zic așa, deci numai pești peste 15 cm, 20-25 de cm și asta e lucru bun. Lucru rău e că era să ne rupem gâtul aici de 2-3 ori, este imposibil, mai ales dimineața când pământul e iarăși ud, e imposibil să mai cobori la juvelnic, să faci un drill, să te duci cu minciogul la apă. Bun, și acestea fiind spuse, de asta nici n-am filmat foarte mult. A fost foarte greu să găsim o poziție pentru cameră, să avem grijă de ea noaptea, așa cum plănuiam și în timpul ăsta eu nu se face mișto de mine, vă dați seama, dansează în spatele camerei ca să mă bușească râsul. Și n-am vrut să riscăm, deci suntem murdari până la glezne, am picat, am alunecat, ne-am julit, ne-am vai de curul nostru pentru pești ăștia și n-am vrut să riscăm întoi nopții cu camera pusă, așa cum aș fi vrut eu să stăm de vorbă un pic seara, noaptea și n-am filmat nimic. Sper astăzi să avem parte de niște drill-uri, o să las un pic camera să meargă și să fac așa un mix de imagini. Până acum n-am mers nici bine, nici rău pe ansamblu. Cred că am depășit așa 10 kg de pește. Nu e mult, nu e mult pentru zona asta. Însă, cu tot ce vedem peste mal de noi, cu vecinii noștri, prietenii noștri care sunt în stânga, în dreapta, nimeni nu a, cum să zic, nu a prins într-un mod excesiv. Sunt zile când de aici pleci cu 30-40 de kg, 24 de ore. Noi am depășit sigur bariera de 10, dar nu cred că ne apropiem de 30-40. Deci foarte slab, apa este scăzută, cum v-am zis și la începutul videoului. Pot fi astea motivele. De încercat, am încercat de toate. Mă refer că am schimbat și cârligele, le-am pus un pic mai mari. Am scurtat forfacul, am încercat să facem mici schimbări, să vedem dacă e vreo diferență. Și nu ni s-a părut să fie vreo diferență. Au intrat cam aceiași pești, cam cu aceeași frecvență, indiferent de ce schimbări făceam. Bineînțeles că am încercat, am prins și la pătrățică, da, dar nu excesiv, viermele a fost la putere. Boabă, bonduel, Ionuț, nu cred că am avut, nu? Am avut vreo trăsătură la bonduel? Bonduel cu vierme, am încercat în fel și chip și n-am avut rezultate. Deci cam asta este. Despre nadă pot să zic că amândouă au funcționat foarte bine până acum.
La un singur ciortan m-am gândit să-l apăs un pic pe burtă să văd ce iese și vă zic că într-adevăr a eliminat, cum să spun, nada, culoarea pe care o are și nada noastră, știți? Deci eu cred că a funcționat nada pe care ne-a pus-o la dispoziție Dragoș. Pe cealaltă parte, nada cu cașcaval, exact cum ne așteptam, ne-a adus în mare parte morunaș. Au intrat și câteva plătiși pe acea nadă, dar în mare parte morunaș frumoși. Cam astea sunt până acum concluziile. Speram și sper să prindem așa o trăsătură, un drill. Sunt foarte frumoase trăsăturile, peștele este foarte vioi, apa fiind caldă. Indiferent de dimensiune, drillul este chiar foarte frumos. Am vorbit cu Ionuț și spuneam că nu vine să cred. Vreo două drilluri am avut așa, nu vine să cred cu ce putere trage peștele și cum te lupți cu el. Eram sigur că ar fi ciortan la cum am avut drillul și la cum s-a comportat peștele și de unde era morunaș. Morunaș, frumușei, cum am zis, 20-25 de centimetri lungime și extraordinar de vioi, v-am spus. Asta mi-a plăcut foarte mult. Bun, cam atât, mai las camera să meargă. Să mă apuc să le schimb un pic și să vedem ce se întâmplă.